Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube, Avi Pigeon Loft. Astăzi, 16.02.2020, continuăm munca în compartimentul de matcă al crescătoriei noastre. După cum v-am spus, lucrăm cu perechile eliberate pe rând. Deja porumbeii s-au aranjat foarte bine pe boxe și le dăm drumul. După cum vedeți, acum am deschis câteva boxe, am rândurile astea închise tocmai pentru a vă continua prezentarea perechilor de matcă, pe care astăzi, pe acest videoclip, o să închei această prezentare. Și după cum v-am spus, nu avem probleme decât cu doi tardivi care sunt puțin mai micuți și care încă nu s-au împerecheat așa cum ar trebui. Deci principiul de lucru este simplu, vi l-am explicat, cel puțin așa procedăm noi, fiecare procedează cum vrea, eu vă arăt doar ce și cum lucrăm cu porumbeii la noi în crescătorie. Haideți, o să vi deschid la urmă și pe toți. O să deschid toate boxele, asta pentru că astăzi am puțin timp și o să stau mai mult pe la porumbei și în special în compartimentul de matcă al crescătoriei. Dar haideți să încheiem cu prezentarea perechilor de matcă. Da, am rămas la numărul 20 și continuăm acum cu perechea numărul 21. La boxa numărul 21 din crescătoria noastră avem o pereche de Van Bruyen făcută, un mascul de 2016 și o femelă de asemenea de 2016. Boxa 21, vi arăt și pe ei. Și o să-i las și deschiși pentru a face cu ei pregătirea pe care am început-o. La boxa 22. La boxa 22 avem un mascul de 2011. Da? Venus Simons pe Majestic, acest mascul pe care l-am făcut cu o femelă de la Zoltan, prăsila domnului Zoltan plus liniile vechi ungurești, și această pereche este una frumoasă și reușită, zicem noi. Aceasta, deci vă repet, este boxa 22, Venus Williams, da? Haideți să o dăm în tenis până la urmă. Sunt și puțin obosit. Deci Venus Simons, da? Și cu o porumbiță de la Zoltan. Sperăm ca în curând să o aducem și pe Venus Williams în crescătorie. Da? Măcar pentru o vizită, dacă trecem mai departe la boxa 23. La boxa 23 avem un mascul Van Bruyen Limburg făcut de asemenea cu o femelă Van Bruyen Limburg. Așa arată această pereche. Perechea numărul 23 a compartimentului nostru de matcă. Van Bruyen, Limburg, Van Bruyen, Limburg. Încercăm să facem combinațiile pe care le-am lucrat la noi în crescătorie. Cunoaștem acești porumbei și tocmai de aceea am făcut împerecherile în maniera aceasta.
Deci a fost boxa 23, da? Trecem mai departe la boxa 24. Avem un mascul de 2016, Eric Lindbergh Van Bruyen, și cu o femelă de Cor de Heide plus Sabo Zoltan. Așa arată și această pereche. Da? Boxa 24, Lindbergh Van Bruyen, Cor de Heide, Sabo Zoltan. La 25. La 25 avem un fiu de azi maraton și care e de 2015 și este făcut cu o femelă de 2009, o Van Bruyenca pe linia Lucio Coasa și Piticu. Să vă arăt această porumbiță. Deci ia uitați-o cum se prezintă, porumbiță de 2009. Și această pereche este făcută la noi în crescătorie și se află la boxa 25. O să-i lăsăm și pe, și pe ei deschiși, da? La boxa 26, după cum vedeți, deocamdată nu avem nimic. Este boxa destinată tot tardivilor care vor intra în compartimentul de matcă. Și trecem la boxa 27, este rândul de boxe pe care l-am făcut noi acum. La boxa 27 avem un mascul de 2013 care a fost AS Maraton în 2018. Este un mascul de Brugeman, iar femela este o femelă de 2018 Van Polcu pe Blue Diamond. Deci așa arată acest mascul. La acești porumbei o să fac o prezentare individuală, încă nu am avut timp să o fac. Deci acest mascul a fost AS Maraton în 2018 și aceasta este femela lui, o femelă Van de Pol. Și acești porumbei se află la boxa 27 a crescătoriei noastre. Trecem mai departe. Mai departe avem boxa 28. Da? La boxa 28 avem un mascul de Van Bruyen și făcută cu o porumbiță care este soră de azi, Brugeman Kuipers. Boxa 28, o femelă de 2019. Să vă arăt și acești porumbei. Îi cunoașteți bălțatul. Bălțatul nostru bătrân de Van Bruyen. Bătrân. Este încă în forță maximă. Și făcut cu această femelă de Brugeman Kuipers, o combinație, această femelă care este soră cu porumbelas. Aceștia se află la boxa 28. Trecem mai departe. Boxa 29. La boxa 29 avem un mascul de 2018, AS Fontineret, Van de Pol Brugeman, pe care l-am împerecheat cu o femelă de la Sabo Zoltan, o femelă de 2015,
Aceștia sunt porumbeii de la boxa 29. Deja, după cum vedeți, și-au adus paie în boxă. Aceste boxe vi le-am prezentat foarte spațioase și aici se pot ține porumbeii închiși fără probleme. Vi le arăt și pe cele de pe hol care sunt mai spațioase ca astea. Deci boxa 29, azi Fontineret, Van de Pol Brugeman și cu o femelă de la Sabo Zolta. Continuăm. Perechea 30. Un mascul de 2017. Van de Pol masculul, care este făcut cu o femelă de 2015, o femelă de cor de heide. Boxa 30 a crescătoriei noastre. Așa arată și acești porumbei. Vă repet, masculul Van de Pol, femeia cor de heide. Boxa 30. Și mai avem cele 3 boxe de pe hol. De pe hol, cum zicem noi, de pe hol, că acolo nu erau, acum le-am făcut. Hai, tati, hai la loc, hai. Haide, hai și voi. Bravo. Porumbeii se țin de treabă. Vedeți, fiecare se duce la el, s-au învățat, dar totuși o să mai stăm cel puțin câteva zile și o să îi urmărim, eliberându-i pe rând. După aceea vor începe să ouă, se vor mai liniști și își vor vedea de treaba lor. Trecem la boxa numărul 31. Boxele astea mari, aici porumbeii chiar stau fără niciun fel de problemă. La boxa 31 avem o pereche alcătuită din porumbei de 2012. Masculul este Gerber Kluipers și cu Roger Vereche, iar femela este Herman Brigman Brugeman, o pereche reușită. De asemenea, o să vă prezint și această pereche individual. Este o pereche care a dat în ani diferiți as maraton, as fond, și pe care noi i-am făcut din nou împreună. Încă nu este prezentată individual această pereche, o să urmeze și acest lucru. Deci boxa 31, 2 porumbei de 2012, boxa foarte mare, Kluipers, Vereche, Herman Brigman, Brugeman. Și așa arată acești porumbei. V-am spus, porumbei care au descendenți cu rezultate foarte bune. Trecem mai departe, în continuare. Boxa 32. La boxa 32 avem 2 tardivi, de asemenea aduși. Masculul este Aer Camp, nepot pe celebrul Drogba, iar femela, tot o femelă de 2019, consangvină pe porumbeii domnului Purcaru. Aceștia sunt un pic mai lenți la împerechere, sunt micuți, dar sperăm să sunt semne că se vor împerechea și așteptăm să își facă și ei treaba. Deci boxa 32, Aer Camp și porumbița consangvină pe porumbeii domnului Purcar. Aceasta a fost boxa 32 și mai avem o singură boxă. La boxa 33 avem un mascul de Van Bruen de 2009, Moșu, și o femelă de la Sabo Zoltan.
tot la fel beneficiază de o boxă de asta de lux. Uitați-vă cum arată și acest mascul de 2009. Foarte, foarte bine. Și se află la boxa numărul 33, Van Bruyen masculul, femela Sabo Zoltan. Și cu asta, dragii mei prieteni, am terminat prezentarea perechilor de matcă, da? Acești porumbei se află acum în matca crescătoriei noastre. V-am spus, o să mai lucrăm câteva zile cu ei și o să îi eliberăm acum în număr mai mare de boxe deschise. Și în curând vor începe să ouă și mare parte din porumbei se vor liniști. Mi-a făcut plăcere să vă prezint acești porumbei. Vă aștept cu drag să vă reîntoarceți pe canalul meu de YouTube VaviPige un Love la următoarele filmări. Abonați-vă la canalul meu dacă credeți că fac o treabă bună, dacă vă place ceea ce vedeți aici. Eu vă salut și să ne revedem cu bine la următorul video. Zi bună în continuare, la revedere!